ce ați luat steagul, atelierul mobil, ați lucrat în partea Boxigului și la Târnava. Unde mergeați cu el în depanare? Peste tot unde erau mașinile în lucru? Și în pădure, la Nadăș. În parchet, în pădure, la Nadăș, în balastieră, la Boxig. Se strica acolo, mașina acolo trebuia mers cu... În atelierul mobil aveam pinioane, aveam rulmenți, aveam aparat de sudură, pe el aveam scule, de tot. Avea și strung, ce dotări avea? Strungul s-o luam numai pe ăla, pe Bucegi, pe steagul roșu nu a fost strung. Nu era dotat cu strung, numai cu un polizor mai mic așa și menghină și banc de lucru. Și mașină de găurit avea? Și mașină de găurit, da. Dar strung n-am avut. Strung am avut pe atelierul mobil pe ăla, pe Bucegi, care l-am primit după aia. Și cu timpul s-o lua jos. Când s-o stabili locul de colon acolo la Ineu, că nu mai eram pe dunga șanțului, s-o stabili locul de coloană și l-am băgat în atelier jos, fix, în turnat beton, acolo s-o fixat în beton și nu mai avem, dar piesă cu pinioane, cu rulmenți, cu foi de arc, ce trebuia schimba la o mașină în balastieră, acolo. Era pericol cu suspendarea mașinii. Suspendarea, dacă mi se că n-avea ipostament, nu era asta, trebuia să avem plăci. Ceva plăci pe care puneai cricul sau vinciu ca să poți să suspendezi. Nu mai putea veni mașina de acolo cu arcul rupt sau cu alte defecțiuni. Și atunci de-aia zice că era atelier mobil să merg la fața locului să repare acolo. Mă gândesc că ați fost și după la diatomită, pe la carieră, nu? Și acolo la mini și la carieră și acolo am fost. Și ce erau? Schimbai garniturile de chiuloasă. Ars, că s-ardeau garniturile de chiuloasă. Avea o problemă cu ele? Se încălzea motorul și șoferul nu era atent. La bord era un aparat care indica temperatura motorului, dar nu avea de unde băga apă sau alte treburi și s-ardea garnitura de chiuloasă și atunci bea, scoceai o bujie, vedeai unde se indică apă, că la Bucegi erau două chiuloase. La da. Steagul roșu era numai o chiuloasă. La Bucegi erau două și nu trebuia să... Era de lucru să demontezi amândouă chiuloasele și pe degeaba. Demontai partea care e cu garnitura arsă, se înlocuia garnituri de chiuloasă, garnituri de galerie, garnituri de baie. Mai topeau lagăre. Când auzeai că bate motorul tare, știai că e lagăr topit. Cuzineți erau de schimb, era șmirgăl, cureaua, capă de cureaua, trăgeai până când îl făceai oglindă. Și atunci se strângea și se păsuia, se vedea, învârteai la manivelă, vedeai pe unde freacă, mai păsuiai, mai răzuiai, până când aveau suprafață pe fundul cuzinetului, așa potrivită, normal, cum trebuia să fie, ulei și pus la loc, să nu aibă joc, să nu fie prea strâns și mai mergea mult și bine. Astăzi nu mai face nimeni așa ceva. Mai nou se rectificau vibrochenele, se puneau cuzineți după cota respectivă și înainte așa a fost mai primitiv, da, mai asta, dar se făcea totuși, se făcea treabă. Da. Ca să mergi în carieră la diatomit, la mini și să repari un lagăr la motor, e lucru, în câmp, nu era postament pe ce să stai. Ori ploie, ori ninge, mașina trebuia făcută. Îmi spunea tata că atunci când l-ați dus la Irta, că mi-a zis că dumneavoastră l-ați dus la Irta, au avut un steag 619, parcă, rămas în pădure la Nadăș cu garnitura de chiuloasă și v-ați dus și a schimbat garnitura sub prelată, că ploua. Că ploua, da, acoperit cu prelată. Da. Păi am învățat și cu greu, că trebuia să faci ceva și părea rău de șofer când se necăzea că nu-și poate, că dacă când nu mergea mașina, nu se întorcea roata, nu ieșea bani și nu iese salariul. La noi, la mecanici, eram plătiți, salariul
era lunar, așa, nouă ne dădea salarul, însă te gândeai și la șoferi că el din rotă, cum să învârte rota, își face salar și trebuie să aibă salar. Erau defectoase steagurile. Eu zic că au fost mai defectoase, bucegii au fost, carpații mai perfecționați un pic decât steagul roșu, dar steagul roșu nu era mașină de viteză. Era o mașină mai bătrânească, așa, lentă. Mai lentă. Dar nu erau chiar așa rele, erau destul de bune și pornea și la automat, pornea și la manivelă și bucegiu pornea, dar mai mult la bucegiu, mai mult la automat și carpațiu. Că steagul roșu mai mult la manivelă, care și îl puneau la punct. Deci plăcea, că era mai migălos, mai sensibil, mai pretențios omul, mai își regla în așa fel și carburatorul și delcoul, distanța la platini și bujiile, distanța la electrod. Și porneau cu piciorul, își fixa manivela și împingea cu piciorul și la sfert pornea motorul. Așa se spune de manivela. Da. Atunci și toți ziceau, să văd eu pateu dacă pornești așa, să văd eu pateu, să vorbeau șoferi între ei și, bă, cine ți l-a reglat, cine ți l-a făcut, cum ai făcut? Să străduiau să facă și... Era o mândrie. Era o mândrie ca mașina să pornească la sfert. Și steagul roșu, mașina românească, vorba așa. Erau altfel oamenii mai... Nu era, nu aveam șoferi bătrâni, majoritatea șoferilor erau tineri. Și, nu, dornici să facă, să-și ducă acasă bani, să facă salar, să facă, să-și facă un rost în viață, așa. Și toți cam se întreceau unul, de exemplu, aici la cariera asta de atomit, la Miniș, erau vreo 4 sau 5 șoferi care erau din Miniș, Minișul de sus. Da, acolo unde era Țărău, Miculis Cornel, cine mai era? Login, unul, Faur Teodor, unul, și mai cine mai erau? Iacobiță, Miculis Iacob. George Leli? George Leli se mutase la cer, și el era tot din Miniș, a murit George Leli. Acum recent. No, și ăștia erau, avantajul lor era că îi porneau de acasă dimineața. Ăștia de aici, Pipălacu și Onceanu și Maghi și tata de la Arniac, trebuia să meargă de aici până acolo să încarce și să încărca manual. De atomitul încărcau cu lopețele. Oameni, era echipă de oameni și atunci... Mi-aduc aminte. Șoferul trebuia să fie mai... mai să mai dea ceva, să mai vorbească cu oameni, și vorba, după cum vorbea cu oamenii și cum se purta cu oamenii, hai să încărcăm pe Pipălacu, hai să încărcăm, că le mai dea ceva. Dar ca să încărci o mașină de 4 tone, de 5 tone manual, dura mult și oamenii aceia se străduiau și încărcau, dar... Să-și oboseau încărcând. Da. Așa. Și apoi m-am gândit acum în zilele astea ce-o mai fi pe acolo în cariera aia de atomii. Nu mai... Am fost în urmă cu vreo... Că mult pământ s-o duc de acolo și mulți izolatori s-au făcut și... Da. A fost un produs care a fost nevoie pentru industria asta noastră. Dar acum nu prea mai văd mașini să lucreze cu el și-l mașinau. Sunt bălării acolo. Bălării și pădurea, crescut pădurea peste. Nu știu aici unde a fost coloana la Ineu. Ce fel de întreprindere? Nu știu, transport. O firmă privată a luat acum. Nu, e tot coloana. Pe bază de transport. Ba da. Și ce bascule, cred că, asta ca o produsă de balastier acolo am văzut la ei. Asta a fost lucrarea noastră. Aș vrea să te întreb ceva, o întrebare de suflet, dar aș vrea să-mi spui foarte sincer, cum era tata ca șofer? Cu bune și cu rele? Vreau să-mi spui. Era tare sălitor, nu-i plăcea să fie în urmă niciodată.
Nu-i plăcea să fie ultimul niciodată, era, îi plăcea să fie mai în față, să lucre, mai grăbit, așa, mai pornit pe meserie, mai ăsta. Câteodată ne mai și certam, ne mai și mai discutam că nu ajungea rândul la reparat sau el considera că are prioritate sau are, a lui era rândul la reparat, deci nu-i plăcea să stea. Mi-aduc aminte de șoferi, fel și fel, lasă-mă pe mine, eu am vreme, fă-l pe Băneriu, fă pe Cutare. Și atunci mi-e pare bine că ăsta se străduia și ăsta insista, hai da la mine, hai că plătesc, hai da fă-mi pe mine, că n-am mult de lucru, numai să schimbă gănituri de kilos, așa e lucrul de 3-4-6. No, și mie mi-a plăcut de el, noi ne-am înțeles foarte bine așa. Că eram ca și consăcenia și ca și, nu, eram și apropiați ca vârstă și nu puteam să-l refuz. Când vinea și zicea către mine, știam că el vrea să facem și era omul care nu stătea deoparte când îi reparea la mașină. Punea umărul. Mână în mână, nu lucram singur, lucram cu el. Așa a fost și ies, eu. Ies care nu făcea nimic. Păi zice, eu sunt șofer, eu nu sunt mecanic. Dar el, Bănieriu, pune mâna și făcea. Cum zic, câteodată mai am avut și discuții așa. Ce, pe mine mă țin, cum ți-am mai spus problema aia cu Cașora, cu Dămăcuș. Da, da, da. Dămăcuș era mai moale, nu se putea pune cu Bănieriu, nu, erau distanță, unul sus și unul jos. Dămăcuș... Au lucrat și el mult la Irta, nu lucra mult. Nu a lucrat mult. Nu a lucrat așa mult, da. El a zis că are timp, nu, el nu e așa. S-a făcut cu grabă. La el s-a rupt șasiul și trebuie șasiul sudat. Și atunci el ne-a spus. Zice, voi să știți, mie și la frate, mie la Paul, că am mers să reparăm motorul, să segmentăm motorul lui taică-tu. Că el nu respectase niște reguli și mi s-a părut că nu mai merge motorul bine și trebuie înlocuit segmente după reparație făcută la autobază. Și asta e vorba de o masă la căsoaie acolo. Merem și mâncăm și bem, merem, ne simțim bine la aer curat acolo și ăsta, Dămăcuș, Ioan, Cașor, așa ziceam noi, da. El, așa era ciufa. Unde Ioan Cașora, da. Cașora. Zice, eu mă duc acolo și mă fac că mă spădesc cu voi, mă cert cu voi, dar voi să știți că vreau numai să-l necăjesc pe Bănieriu. Să-l atâță și lui nu-i trebuia mult la tata. Da. L-o scos afară din ocol, l-o scos imediat, că eram înăuntru, în curte. La noi acasă. Da, la voi acasă. Și l-o scos afară din ocol. Tu să pleci, să pleci. Bine, bine, Ghiță și Pavle, eu vă spun că nu faceți bine, nu faceți dreptate, nu luați mașinile la rând. Voi faceți numai așa, pe sprânceană, sau ce știu cum s-o mai exprimat el, dar noi știam care e treaba. Ne făceam că nu știm, dar noi știam care e treaba și nu ne-am necăjit, însă după ce am gătat cu motorul, ne-am dus și la asta și am sudat șasiul, da? I-a trecut supărarea. Nu, asta a fost el, da. Și ăsta o oprea, Ioan. Da. Parcă au zis că-i naș. Naș. Da, da. Nașa, sora mea. Și Ioania era mai moale, mai încet așa, mai nu era ca Bănieriu. Bănieriu lui trebuia să facă. Nu-i plăcea. El era dușman cu ăștia care lucră încet și care stau și nu lucră. Și deci lui, el era, parcă era făcut numai pe lucru, numai pe mărs, numai pe făcut și s-a mai și stricat, cum zic, mașinile erau cum era. Nu era, dacă ar trăi acum, să umble acum, să vadă cât asfalt e și cum e de bine acum, atunci a fost groapă din groapă. N-ai știu cum să ferești o groapă, că degea intră alta. Și atunci se rupea, ba arcul, ba șasiu, ba alte treburi. Și... Deci a fost mult mai greu în perioada aceea. A fost mult mai greu ca să întreții o mașină. No.
Am înțeles că mai lucra și el cu voi pe mobil câteodată. Mi-a zis că, da, mi-a zis că odată au schimbat ceva piston, nu știu la care coleg, până v-a zis voi la meci, la Rad. Da. Păi, a oprit sau nu știu la care? Îi plăcea? Poate, nu mai țin chiar bine minte, dar îi plăcea. Lui îi plăcea meseria. Era și problema de a-ți câștiga salariul, dar mai era și pasiunea pentru meserie. Era și pasiunea că să vezi, să faci un lucru și să vezi un rezultat, că ai făcut ceva bun. Ai lucrat și ai reușit și când porneai motorul și vedeai că merge, aveai o satisfacție, normal, da. Sufletul era asta, că în păcat că ai făcut un lucru bun și no, omul să... Mai erau situații de... Zicea că nu se mai poate face nimic. Deci trebuie altă piesă, altă asta și totuși se mai putea remedia, se mai putea retușa, se mai putea face și mai o puteai împinge, că nu întotdeauna erau piesă. Piesele. Era problema când în magazia întreprinderii nu erau acumulatori, nu erau baterii. Și atunci motoarele pe benzină, astea le trebuie acumulator. Fără acumulator nu poți să mei. Acum și la diesel, dar dieselul mai remorcai și mai putea porni, dar dacă nu-i curent la bujii, nu-i curent la bobină, cum erau alea pe benzină, nu puteai să mergi. Și atunci nu erau baterii și trebuia să aștepți, trebuia să te mereu să dai situații și să spui că mașina cu tare stă din lipsă de acumulator, mașina cu tare stă din lipsă de cauciucuri sau din lipsă de alte piese care erau mai greu de găsit sau eu știu, nu s-a frozenat la timp.